a fost fascinat de colțul acesta exotic de lume, care a marcat aproape toată perioada de creație matură. Iosif Iser a fost un pictor român de origine evreiască. Istoria artei românești îl amintește ca pe un mare pictor al Universului Dobrogean, al Balcicului și al oamenilor săi, păstrându-i un loc printre cei mai importanți artiști ai artei românești. Iser s-a născut la București în 1881. Anii în care s-a format ca pictor i-a petrecut la München și la Paris, oraș în care și-a început cu adevărat cariera. În 1908 și-a stabilit locuința în Montmartre, lângă atelierul lui André de Rennes, care îi va deveni prieten apropiat. Parisul i-a oferit deschiderea către noile valuri ale modernismului european, pe care le-a studiat și asimilat în stil propriu. A fost prieten cu Brâncuș și a intrat rapid în cercurile de artiști avangardiști. Cafeneaua din Bazargic este o lucrare din primul ciclu oriental al lui Iosif Iser, în care pictorul ne arată afinitățile stilistice moderniste pe care le-a învățat la Paris. Vedem cum Iser și-a însușit lecția geometrizării spațiului, din care a păstrat însă doar câteva accente. Formele sunt solide, iar conturul gros amintește de expresioniști. Este o pictură de dimensiuni mari, cu multe personaje adunate în curtea unei cafenele din micul oraș turcesc Bazargic. Toate poartă pe cap pălăria tradițională, din fetru roșu. Iser a fost pictorul care a surprins în pânze obiceiurile orientale ale oamenilor din zonă. A fost fascinat de colțul acesta exotic de lume, care a marcat aproape toată perioada de creație matură. Pictorul s-a împărțit aproape toată viața între Franța și România. Pentru a-și asigura stabilitatea financiară, lucra grafică, realizând desene umoristice și caricaturi pentru ziare din Paris și din București, precum Adevărul sau Facla. A lucrat mai ales pentru publicații de stânga, pentru că originile sale evreiești cauzau tensiuni în România în perioada interbelică. Anii 20 au fost marcați de o perioadă artistică dedicată în special peisajului. A pictat regiunile din sudul Franței și străzile aglomerate ale Parisului, cărora le surprindea mulțimea de oameni în mișcare. Începând cu anii 30, mai cu seamă după 1934, când a revenit permanent în România, Iser a început ciclul de picturi care surprind atmosfera orientală a dealurilor Dobrogei. Subiectele lui Iser erau mai ales turci și tătari, personaje care întregeau spațiul exotic al țărmului sudic de la Marea Neagră. Printre preferatele lui Iser se numără și picturile care au în centru exoticele odaliște și tătăroaice, femei cu trupuri bine clădite, cu trăsături aspre și cu farmec oriental. Sunt mereu reprezentate intim, în interior, spațiu care îi oferă de multe ori pictorului prilejul de a integra în compoziții materiale cu rol decorativ, cărora le surprinde fidel textura. Odalisca cu șalvari verzi este o lucrare care înfățișează un trup seminud, înveșmântat într-o pereche de șalvari de un verde crud, extrem de strălucitor. Sexualitatea feminină este dată de poziția relaxată a modelului, parcă într-o scenă surprinsă pe gaura cheii. Interiorul cade în planuri secundare și abia se distinge printre nuanțele de brun închis. Pentru arta românească, Iosif Iser este reprezentantul de frunte al capitolului picturilor dedicate țărmului oriental dobrogean, pe care mulți artiști l-au abordat, însă niciunul cu mai multă pasiune și inspirație decât Iser.